Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Distanța dintre Constanța și Istanbul este de aproximativ 8 ore. Dacă mergem cu mașina ei în Istanbul, deci foarte aproape de noi, a avut loc astăzi un atentat sinucigaș și 10 turiști uciși, 9 dintre ei germani. Autorul atacului este identificat ca militant ISIS. Este numai ultimul atac dintr-o serie neagră ce a început anul trecut. Discutăm astăzi despre fundamentalism, despre musulmani, despre islam și despre Coran. Încercăm să înțelegem dacă această carte sfântă a musulmanilor duce la astfel de atacuri. Avem invitat pe președintele Asociației Musulmanilor din România, domnul Engin Kerim. Bună seara, mulțumim că sunteți alături de noi să vorbim și despre controversele legate de asociația dumneavoastră, controverse care se pare că s-au atenuat în ultima parte. Dar sunteți și doctorant în exegeza Coranului la Universitatea Marmara din Istanbul, universitate de stat, înțeleg, da? Da. Bun. Și în această calitate vom discuta despre ce înseamnă Coranul. Cum vi se par toate aceste atentate? Nu vorbesc numai despre Istanbul, vorbesc despre Franța și așa mai departe. Mi se par, bineînțeles, șocante. Și cu această ocazie vreau să-mi exprim condolanțele pentru poporul turc. Îl rugăm la Allah, la Dumnezeu, să ierte victimele și să le dea însănătoșire grabnică răniților, sperând să nu se mai întâmple așa ceva, însă se pare că victimele terorismului continuă să apară. Uite, iată că teroriștii nu aleg între victime, nu au ceva numai cu nemusulmanii, ci pur și simplu lovesc inima Turciei, care este Sultanahmetul. Ce au avut cu Turcia? Au avut ceva anume cu Turcia, să le formulez? Nu știu dacă au avut sau nu au avut. Să chiar ieri, guvernul turc permitea emigranților sirieni și celorlalți să lucreze în Turcia într-un mod oficial recunoscut de stat. Ar trebui oarecum citită această acțiune, atrocitate și în contextul în care s-a întâmplat. Care e contextul acesta, eliberării cărților de muncă pentru emigranți? Probabil. Știm foarte bine că guvernul turc, împreună cu președintele țării, este atacat pentru faptul că a primit aceste 2 milioane de sirieni în Turcia. Însă terorismul este terorism, oricât de scuze, oricât de mult am încercat să înțelegem de ce s-a întâmplat, un lucru este clar, terorismul ia amploare și, bineînțeles, că trebuie oprit. Credeți că România și Dobrogea este în pericol? Vă întreb asta pentru că la dumneavoastră, la asociație, au venit reprezentanții SRI-ului, au discutat cu dumneavoastră și vă întreb asta și pentru că Muftiatul Cultului Musulman din România vorbește despre un pericol fundamentalist în România și să știți că se referă și la asociații cum ar fi cea dumneavoastră, care susțineți unele cursuri culturale, spune muftiul, fără totuși voia muftiatului. Eu personal cred că nu suntem în pericol, nici România și nici Constanța, Dobrogea. Însă, bineînțeles, trebuie să fim precauți, trebuie să îi educăm pe noriașii noștri, trebuie să prezentăm o imagine corectă, pacifistă a islamului. Căci, din păcate, ignoranța este cel mai mare dușman al nostru. Oamenii, atunci când sunt ignoranți, ei pot fi și manipulați. Avem exemplul sirianului. Avem două exemple în România. Avem un tânăr în Craiova, care un adept ISIS, pe scurt, și avem și un sirian care trăia de multă vreme aici, expulzat de către SRI pentru 15 ani, cred. Într-adevăr, vedeți, aceasta este sirian problema. Sirian sau iordanian ce era? Iordanian, de origine palestiniană. Problema este ignoranța, pentru că atunci când nu ai o educație la bază, educație teologică corectă, așa cum a fost cazul și celui din Craiova, atunci
intri pe internet și vrei să afli islamul de pe internet. Atunci, în acel moment vii în contact cu, intri în contact cu fel de fel de idei. Iar dacă nu ai acel filtru, acele informații, acea bază, s-ar putea să cazi în capcana acelor grupări teroriste, celor oameni bolnavi care consideră un act de apropiere de Dumnezeu uciderea celorlalți. Grupări teroriste din România sau din afară? Din afară. De unde din afară? Din afară, de peste tot. Și în special în țările unde sunt probleme, cum ar fi Siria, cum ar fi Irakul, cum ar fi, știu eu, Yemenul. Știm foarte bine că acolo sunt conflicte. Mori, în fiecare zi mor zeci de oameni, mor copii, femei, rămân văduve, orfani. Problema este, din păcate, de neconceput. Am înțeles. Discutăm puțin și despre Coran în a doua parte a misiunii, dar vreau să vă întreb de ce a venit totuși SRI-ul la dumneavoastră? SRI-ul n-a venit la noi. De cine a venit? Nu a venit nimeni. A venit secretarul de stat pentru culte, domnul Opaschi. Am înțeles, da. Ce vroia? Domnul Opaschi a venit să ne cunoască, în primul rând. Noi am fost extrem de bucuroși pentru deschiderea secretariatului de stat pentru culte. Ne-am prezentat, am vorbit despre viitoarele posibile colaborări, am subliniat că noi suntem deschiși, întotdeauna am fost deschiși, că activitățile noastre sunt publice și că tot ce vrem este să educăm musulmanii din comunitatea musulmană, comunitatea musulmană, fie ea turcă-tătară din Dobrogea, fie ea arabă-turcă din București, comunitatea musulmanilor care au aderat la islam și, bineînțeles, să prezentăm islamul corect. Da, de ce vreți să faceți dumneavoastră acest lucru și nu lăsați muftiatul cultului musulman din România, organizație recunoscută de stat, să facă exact ce spuneți dumneavoastră? Noi facem acest lucru pentru că vedem că sunt lipsuri, pentru că nu se face. De exemplu, în țară nu se face nimica. În București nu există o instituție a muftiatului care să reprezinte muftiatul. Bine, aici nu vreau să vorbesc că iar nu aducem acuze muftiului despre... pentru că nici nu este aici, dar vă întreb ca să înțelegem. Deci avem instituția statului care trebuie să facă și face aceste lucruri. Sunt aproximativ 10.000, 15.000 de musulmani, arabi, turci în București. Aceștia au nevoie și ei de un centru unde se adune, unde să-și facă rugăciunea. Păi înțeleg să face o moschee mare de tot în București. În 3 ani de zile ar trebui să fie gata. Sperăm să facă, sperăm să meargă. Cum vedeți, e nevoie sau nu este nevoie? Da, este nevoie, este nevoie. Bineînțeles că este nevoie. Moscheea oficială din București a muftiatului este extrem de mică, neîncăpătoare. Și aici vreau să subliniez că noi nu avem nimica cu instituția muftiatului. Noi respectăm, am respectat întotdeauna instituția muftiatului și în timpul domnului muftiu Osman Negea și în timpul domnului muftiu Shahin Kerai. Și nu avem o problemă cu instituția muftiatului, să fie clar. Fostul președinte Traian Băsescu spunea, citez, nu există risc mai mare decât să aduci studenți musulmani în țară. Se refera la această moschee care va avea și capacități de cazare și o bibliotecă, înțeleg, sau un centru de cultură. Studenți musulmani au venit din totdeauna în România. Și nu au creat probleme. Nu există risc mai mare, îl cred pe cuvânt pe președintele Băsescu, pentru că a avut probabil acces la date. Nu înțeleg cum ar reprezenta un risc. Eu știu că din totdeauna au existat studenți în România care au studiat medicină în Craiova, în Cluj, în Iași, în București, peste tot. Și dacă ar fi reprezentat o problemă, bineînțeles că statul român nu i-ar fi primit, nu? Există pericolul să se infiltreze totuși printre acești studenți de bună credință pe care îi vedem și noi în Constanța și în alte părți ale țării, adepți ai organizațiilor teroriste? Este pericol. De aceea am spus și am subliniat că trebuie să fim precauți.
că trebuie să educăm pe cei cu care intrăm în contact, pentru că trebuie să învățăm islamul care este în Coran, în practica profetică și nu cel tradițional, islamul produs de mâna omului, respectiv civilizația musulmană, pentru că islamul nu este egal cu musulmanii. Islamul este religia divină, iar musulmanii sunt oameni care greșesc. Civilizația musulmană a fost creată de mâna omului în decursul a sute de ani. Așadar, istoria musulmanilor este ceva, tradiția musulmanilor este ceva, iar islamul este altceva, care constă în Coran și în practica profetică, cea autentică. O să vorbim despre toate aceste lucruri și despre cartea pe care mi-ați adus-o, ce înseamnă islamul, scrisă de Mustafa Islamoglu. Cred că am pronunțat bine. Cine este? Este un gânditor turc care prezintă o viziune modernă a islamului. Tradusă de către dumneavoastră în anul 1433. După calendarul Hijri. Da. Musulman, dar acolo deci scrie calendarul și calendarul musulman. Gregorian, e trecut. Bun, 2014. Citesc din carte. În această lume, islamul nu are dușman, ci are necunoscători. Atitudinea dușmanoasă a unora nu este îndreptată spre islam, ci spre musulmani. Iar cauza acestui fapt este că musulmanii sunt cei care nu au reușit să-și reprezinte credința într-un mod corect. Musulmanii și islamul nu sunt același lucru, cum islamul tradițional, care a fost scos la ivale de musulmani, nu este același lucru cu islamul propriu-zis. Cum să facem distinția? Distinția este simplă. Islamul se află în Coran și în practica autentică a profetului Muhammed. Iar tradiția constă în toate opiniile care s-au spus în legătură cu Coranul și cu tradiția profetică de către oameni. Interpretările, dacă putem să-i spunem așa. Interpretările, dacă le sacralizăm, atunci ajungem să înlocuim islamul propriu zis, cu islamul făcut de mâinile oamenilor. Da, mi se pare destul de greu de făcut o distinție între aceste lucruri. Dumneavoastră vorbiți într-o lucrare, pot să-i spun lucrare, care se numește Noțiuni elementare pentru înțelegerea corectă a versetelor coranice, despre 5 noțiuni esențiale pe care trebuie să le înțeleagă orice musulman, dar care cred că sunt importante și pentru noi creștinii. Spuneți că fără aceste 5 noțiuni esențiale nu putem înțelege corect versetele Coranului. Spuneți așa, în primul rând, și cred că este acest lucru valabil și pentru Biblie, de exemplu, exact, pentru da. Orice carte sfântă. În primul rând, trebuie să înțelegem, spuneți dumneavoastră, faptul că versetele coranice trebuie să înțelegem noi aceste versete în contextul istoric. Adevărat sau nu? Adevărat. Ce înseamnă asta? Pentru că Coranul nu a fost, sau Biblia nu a fost transmisă nouă în anul 2016, ci a fost transmis, revelat celor care au trăit în perioada profetului Muhammed, acum 1370 de ani. Abonesc adevărurile sunt aceleași, chiar dacă exista un alt context istoric, social. Corect, dar dacă nu le înțelegem în acel timp, având în vedere împrejurările, având în vedere motivele de revelare, de ce s-a întâmplat atunci, ce a dus la revelarea acelor versete și le extragem din contextul istoric, atunci s-ar putea să le înțelegem greșit. Dacă ar fi să vă dau un exemplu, versetele, de exemplu, care cheamă la luptă, da? Da, aveți un exemplu interesant aici, cred că l-am citit, da. Vă ascult. Exemplu, dacă un verset care cheamă la luptă îl înțelegem la modul general, crezând că a fost revelat că ni se adresează nouă tuturor, atunci vom ajunge la o înțelegere greșită. Însă dacă îl înțelegem în prejurările în care a fost revelat, și anume în timpul unui război, unei lupte, în care profetul Muhammed și comunitatea musulmană a fost atacată, atunci vom înțelege versetul într-un mod corect, și anume în contextul unei apărări. Da, exemplul este următorul. Ați subliniat aici așa: omorâți unde îi prindeți și alungați de acolo de unde v-au alungat.
ar putea fi o chestiune scoasă din context. De fapt, paragraful este mai lung, nu o să-l citesc pe tot, dar numai începutul: luptați pe calea lui Allah împotriva celor care se luptă cu voi, dar nu începeți voi lupta, căci Allah nu iubește pe cei care încep lupte. Deci luptați cu cei care se luptă cu voi. Și din practica profetică știm că profetul Muhammed nu s-a luptat, nu a început el o luptă. El a doar s-a apărat atunci când a fost atacat. Dar nu a început el luptele. Mi se pare o distanță extrem de mare între ce scrie aici, într-o religie a păcii. Ok, dacă se luptă cineva cu tine, te lupți și tu înapoi. Și ce se întâmplă, ce s-a întâmplat astăzi în Istanbul sau ce s-a întâmplat ieri sau alaltăieri în Irak și așa mai departe. Oameni care își pun o vestă cu explozibili pe ei, se duc și o detonează. Cum explicați trecerea aceasta? Că mi se pare că este o distanță ca de la cer la pământ. Din păcate, acestea, deci au apărut interpretările ideologice ale versetelor. Sau în decursul anilor, acum 1000 de ani, s-au dat niște verdicte în acele contexte Cine istorice. Dat? Unii savanți musulmani și-au spus opiniile mai bune, mai greșite, da, și le-au spus. Acestea au fost consemnate în cărți, în manuale. Și aceste verdicte au ajuns la noi astăzi. Această grupare teroristă, ISIS, nu face decât să folosească aceste interpretări, aceste verdicte care s-au dat acum 1000 de ani, da? Pentru a-și justifica atrocitățile pe care le comit în numele Islamului. Decontextualizându-le, scoțându-le Corect. Din context. Dacă ar fi să vă dau un exemplu din Biblie. Da, o să-mi dați un exemplu din Biblie, vă rog, după 30 de secunde, o scurtă pauză pe care trebuie să o luăm. Un exemplu din Biblie, spuneți. De exemplu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetul numărul 34, spune așa: să nu credeți că am venit să aduc pacea, ci am venit cu sabia. Este vorba de Iisus. Dacă scoatem acest verset din context, da, și nu îl înțelegem împreună cu celelalte versete din celelalte evanghelii, fără îndoială că vom ajunge la concluzia că Iisus cheamă la violență și război. Am înțeles, dar acum eu nu pot să cred că un om normal se uită la Coran sau la Biblie, o carte groasă, da? Și ia două, trei propoziții de acolo și spune că asta este tot ce spune Coranul sau asta este tot ce spune Biblia. Să știți că așa fac, din păcate, pentru că nu au cunoștințe. Nu știu că, virgulă, Coranul trebuie înțeles ca un întreg. Nu știe că unele versete le explică, le tălmăcește pe celelalte. Ci pur și simplu extrag un verset din context, ba chiar acești unii spun că în Coran există un verset al sabiei, în suratul Teube, care abrogă toate versetele care cheamă la pace și conviețuire din Coran. În verset sunt o grămadă de versete care cheamă la libertatea de crez. De exemplu, în suratul Bakara, un verset spune: nu este de putință silirea la credință, forțarea. Cine vrea să creadă, cine vrea să nu creadă, spune în surat Kef. Să creadă în ce? Să creadă în ce să dorește creadă el, nu? Să creadă în ce dorește el. Asta este în contradicție cu ce văd eu la știri, cu ce văd că într-adevăr, sunt în califatul într-adevăr, islamic. Pentru că acești oameni care au interpretat eronat ideologic Coranul au spus că în Coran există un verset al sabiei care a abrogat sute de versete din Coran care cheamă la pace și conviețuire. Ce înseamnă abrogat? Înseamnă a scos din uz. Deci pur și simplu nu mai există. Le citim fără a mai avea o conotație legislativă. Și de-ar fi voi, Domnul tău, toți cei de pământ ar fi crezut la oaltă și oare tu îi silești pe oameni ca să fie credincioși? Da, este un citat din Coran. Mai luăm o pauză, domnule Chierin, cu voia dumneavoastră și ne întoarcem în 2 sau 3 minute. Ne-am întors, discutam despre Coran, facem o scurtă exegeză aici a Coranului, cred că e mult spus, o scurtă prezentare. Spuneam că
În lucrarea pe care am citit-o, pe care mi-ați dat-o înainte de emisiune, spuneați așa, versetele coranice trebuie înțelese în paralel cu practica profetică. Este al patrulea cod de decodare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că versetele coranului, Coranul, reprezintă latura teoretică a islamului. Iar practica profetică reprezintă latura practică. Căci fără practică, teoria rămâne la îndemâna oricărei interpretări. Practică? Practică înseamnă să pui în practică, să trăiești. De exemplu, Coranul spune, faceți rugăciunea. Să faci rugăciunea. Să mănânci halal. Iar profetul trăiește aceste versete, le pune în practică, arată cum să le pui în practică. Dați-mi voi să vă întreb ceva, pentru că a sunat un telespectator și ne întreabă ceva, se leagă exact cu ceea ce spuneți. De ce femeile musulmane merg acoperite, nu li se văd decât ochii? Scrie asta undeva în Coran? Este o practică înțeleasă greșit? Acoperirea feței nu este obligatorie. Aceasta este o tradiție și aici facem diferența între tradiție și islamul propriu-zis. Bun, acoperirea feței nu este obligatorie. Acoperirea părului? Acoperirea părului, da, este. Însă acoperirea... Să știți că întrebarea... Ne întoarcem la asta. Întrebarea continuă, spunea, trăim într-o lume modernă în care lumea ar trebui să facă, nu știu, ce vrea, mai ales din punctul ăsta de vedere vestimentar. De ce este nevoie de acoperirea părului? Aș vrea să întreb persoana care a sunat, oare atunci când se gândește la Fecioara Maria sau la Maica Tereza, cum și-o închipuie? Cum și le închipuie? Cum le vede? Bineînțeles că au un voal pe păr. Sunt acoperite și în Biblie menționează despre acest văl care acoperă părul. Păi, Fecioara Maria, nu da, și o persoană care trăiește lângă noi. Călugărițele creștine, de asemenea, poartă acest văl, corect sau nu? Deci este o... Da, dar noi vorbim despre oamenii de pe stradă. Este o protecție pentru femeia musulmană. Iar în ziua de azi, în secolul 21, eu cred că fiecare poate să poarte haina pe care o dorește, corect? Eu respect pe cei dacă care... Dacă și învelește părul, dacă e femeie musulmană, nu? Dacă și învelește sau nu și învelește. Dacă poartă scurt sau nu poartă scurt. Dacă se îmbracă decent sau nu. Fiecare, până la urmă, este are libertatea de a alege, nu? Felul de a se îmbrăca. Deci nu trebuie să-i impunem cuiva. Am înțeles, nu impuneți. Asta să se îmbrace într-un fel anume. E bine. Dar noi la asociație vin și, doamne, cu părul descoperit. Nu le dați afară, nu le dăm afară, nu le impunem fiecare. De unde tradiția de a avea, de a avea fața acoperită? Din țările arabe. Din perioada... Are o explicație? Islamică. Explicație... Probabil, știu eu, îi vor să acopere, are o explicație și religioasă, mai exact ideologică, ce ține de verdicte, că s-au dat niște verdicte în care s-a spus că fața femeii trebuie acoperită, că face parte din, știu eu, podoaba femeii și nu trebuie arătat-o celor străini. Și, în concluzie, acest văl s-a ajuns să acopere și fața femeii și mâinile și tot și astfel încât să nu se mai vadă nimic. Acum, dacă îmi permite să glumesc un pic, am văzut că în Arabia Saudită a fost ales o femeie, consilier local, am văzut și câteva fotografii, nu știu cum au ales-o, că se vedeau numai ochii, dar în cadrul interviului așa apărea, acoperită. Nu există o supra-reglementare în Coran și în religia, în islam? Mă gândesc, uitați, la modul în care se îmbracă, mă gândesc la modul în care se mănâncă. E destul de greu să prepari mâncare halal. V-am interesat. E complicat. Nu este greu deloc. Haideți că e mai complicat decât la creștin. Nu este complicat. Ok, revin la întrebare. Așa mi se pare mie, dar poate că privesc de departe. Nu este o supra-reglementare? Nu sunt prea multe reguli? Nu sunt prea multe reguli, sunt foarte puține. De exemplu, ni se permit toate cele în afară de carnea de porc.
ni se permit toate băuturile, în afară de cele spiritoase, care te amețesc. Să știți că am fost la un restaurant turcesc și nu mi-au dat nici vin, nimic. Păi acolo nu se consumă, probabil nu se consumă alcool. Însă dacă vreți să consumați alcool, mergeți într-un restaurant turcesc care servește alcool. Sunt și din acestea. Fiecare merge unde dorește. Am înțeles. Deci dumneavoastră, nu personal, așa, la asociația ca musulmani, nu simțiți că sunt prea multe reguli? Nu simt. Ba chiar simt că aceste reguli îmi organizează viața și mă simt mai liber. Am înțeles, noi avem niște reguli, să știți, aici la televiziune. V-ați dat seama, probabil, urmează publicitate, de fapt urmează un solo spot de 30 de secunde și ne întoarcem. Ne-am întors, mâncarea halal nu este greu de preparat, doamnelor și domnilor, cu siguranță este bună și gustoasă. Bun, acum vorbim chiar serios. Interpretarea Coranului, aici vorbeam, unul dintre cele mai importante puncte, spuneți dumneavoastră, este că cel care citește Coranul trebuie să-l citească fără prejudecăți anterioare. Asta? Adică, de exemplu, un terorist vrea să ucidă. Da? Să nu luăm exemplul ăsta, dar și atunci deschide Coranul și găsește un verset, îl extrage din context și spune, uitați, Coranul justifică uciderea. Se duce și găsește o relatare neautentică și îi o atribuie profetului Muhammed și spune, profetul Muhammed a făcut asta și asta. Și încearcă să justifice preconcepțiile anterioare, da, prin Coran și prin tradiția profetului, practica profetului. Ar trebui să citim Biblia, Coranul, celelalte cărți, trebuie să le citim fără preconcepții, fără a ne face întâi o idee, da? Și apoi vrând să găsim argumente la ideile noastre și concepțiile noastre anterioare, să citim aceste cărți doar pentru a ne justifica opiniile noastre personale. Nu trebuie sacralizate interpretările. Aici e problema, cred eu, așa mi se pare mie, la aceste interpretări despre care vorbiți și care ajung, nu știu, pe diverse căi, chiar și, uitați, la iordanianul care trăia în România, la craioveanul care are probleme acum cu legea, interpretările par să fie cheia problemei. Da, eu cred că islamul, Coranul, tradiția profetică trebuie reprivite prin prisma secolului 21. Trebuie să există savanți musulmani, gânditori musulmani care să ne prezinte un islam, cel prezentat, cel existent în Coran și în practica profetului, dar care să fie și să corespundă zilelor în care trăim. Dar credeți că se poate întâmpla acest lucru? Acum nu mă refer la România, se unde poate lucrurile întâmpla, sunt din fericire stabile. Pentru că dacă noi spunem că islamul înseamnă se răstrânge la verdictele care s-au dat acum 1000 de ani și la gândirile acelea, păi atunci înseamnă că am stagnat gândirea islamică și am blocat-o. Ar trebui să recitim Coranul. Problema noastră este că nu ne cunoaștem cărțile revelate. Creștinii nu citesc Biblia, musulmanii nu citesc Coranul și atunci vorbim despre islam, vorbim despre Coran numai din auzite. De la bunici s-a spus, s-a auzit, a spus, știu eu, preotul, a spus imamul, dar noi nu punem mâna și nu deschidem Coranul să-l citim. Aceasta este cea mai mare problemă, ignoranța, faptul că nu ne educăm. Nu vrem să aflăm ceea ce se află în aceste cărți. Interpretările nu trebuie sacralizate. E ușor de înțeles sau e greu de înțeles? Pentru o persoană medie, nu știu, dacă citesc Coranul de la capăt la coadă, de la cap la coadă, înțeleg ce scrie acolo? Înțeleg. Limbajul este. Înțeleg, bineînțeles. Însă trebuie să aibă în vedere aceste 5 noțiuni de bază. Trebuie să știe că, virgulă, Coranul nu a fost revelat ca o carte așa.
nu a fost scrisă de cineva. Înțeleg că a durat 23 de ani, nu? 23 de ani, într-o perioadă de 23 ani, în funcție de evenimente și de întâmplări. Nu a fost scrisă la birou, nu are o introducere, nu are un cuprins, nu are un punct culminant, nu are un sfârșit. Nu trebuie privită ca o carte oarecare, ca un roman. Am înțeles. Concluzia acestei emisiuni, dați-mi voie să o trag eu, este următoarea. Să citim Coranul, Biblia, fiecare ce dorește poate să le citească pe amândouă și apoi să ne creăm propria impresie. Am dreptate? Aveți dreptate. Mulțumesc frumos pentru prezența. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți în continuare cu România TV.